Poate să coste 10.000 de euro, poate să coste 30.000 de euro, la fel de bine cum poate să coste 50 de euro Costul e determinat pe de-o parte de pe ce platformă este construit și de cine îl construiește și cu câtă, cu câtă îndemânare îl construiește În latura de jos avem CMS-uri, sisteme de management de conținut care se găsesc pe internet Unele de tip open source. Open source înseamnă că pot să mă duc să-l iau, să-l instalez la nivel de server și să-l fac să funcționeze pentru mine fără să plătesc bani ca și OpenCart, WordPress și ce mai exista pe planetă. La polo pus sunt soluții mai dedicate și mai mari, precum, nu știu, Magento, unde o licență costă câteva zeci de mii de euro, dar există și ceea ce facem noi, și anume magazine online custom, care sunt scrise de la zero, adică există cineva care chiar dă din degete ca să întâmple acel magazin online, care ca și costuri sunt undeva între cele două. Deci, un răspuns 100% corect pentru cât costă un magazin online nu există. Există, în schimb, un răspuns corect în momentul în care avem o listă de solicitări și o listă de funcționalități care trebuie să se întâmple, pe care și le dorește clientul, plus lista de funcționalități care știm noi că trebuie să existe ca magazinul online să fie unul de succes.